Hai, salut băi fraților, în acest clip vreau să vă dau și eu o veste rea, și anume Vaini, adminul 6 de pe RPG4, a decedat în urma unor probleme de sănătate. Vreau să zic că îmi pare rău de el, avea doar 27 de ani din ce am înțeles. Eu am avut tangențe ceva cu el pe RPG1, când eram amândoi în aceeași alianță a clanului. Eu eram într-un clan, el în altul, și am avut ceva conversații pe alianță. Din ce am auzit, era un tip foarte de treabă, ajuta pe mulți pe server, să nu mai spunem cât a ajutat comunitatea Bizon pe RPG1, dar mai ales și de când este pe RPG4. Era un om de bază al staff-ului aici de pe Bizon și chiar toată lumea pare rău de el, plus că doar avea doar 27 de ani. Deci, asta este. Era prieten bun cu Bobo, un om important în staff și toată lumea zice că era un om de treabă și că a ajutat pe multă lume aici pe server. Deci, ne-am hotărât cei care vrem să ne punem pe forum o poză cu RIP Vaini și să o avem ceva timp acolo pe forum. Eu încă nu mi-am pus pentru că am o mică problemă pe forum și nu pot modifica câteva chestii, dar o să-mi pun și eu. Sperăm să nu se mai întâmple astfel de cazuri. Chiar dacă s-a mai întâmplat acum ceva timp cu cineva din un băiat din, nu mai știu sigur de unde era, și ar a avut o problemă de sănătate și a decedat. Adică nu, mi se pare că a căzut în apă sau ceva de genul. Nu mai vine aminte cum îl cheamă pe acel băiat. Nu mi se pare normal ca unii de aici de pe RPG, nu de aici, de pe RPG4 deja să vorbească cine o să ia locul și despre funcții și de astea. Deci care au chestiile astea în cap, chiar nu știu, mi se par niște copii ratați. După ce a murit unul acum, tu să te gândești cine ia locul pe RPG4, deci chiar nu suport chestiile astea și câțiva admin chiar numai asta vorbesc, care o să ia locul. Doar au fost colegi acolo și bănuiesc că s-au înțeles bine și nu mi se pare normal să te bucuri când cineva, când cuiva îi se întâmplă așa ceva. Cam atât a fost și clipul ăsta, eu doar vreau să vă spun despre acest admin și ce s-a întâmplat. Noi o să ne continuăm seria mai departe și în următorul clip o să organizez și eu giveaway-ul ăla despre care vă vorbeam și până atunci vă las și ne vedem în episodul următor. Ciao!